Ce ai vrea să schimbi din copilăria ta, dacă ai putea? Pierderea mamei, care a însemnat un prag de trecut foarte greu. Și practic totul s-a schimbat în mine și pentru cei dragi mie din acel moment, pentru că a fost o tragedie, nu a fost o, o chestiune și nici măcar uh, nu era... Era o, o femeie tânără, avea 36 de ani când s-a pierdut, uh, nu suferea de nimic, deci nu a, fost ceva cu totul neașteptat, care ne-a dat peste cap pe toți. Tatăl meu avea 38 de ani, la acea vreme a rămas cu două fete mici, eu aveam 9 ani, sora mea, 4 și jumătate. Păi a făcut și foarte responsabilă față de sora ta, adică... Da, m-am făcut responsabilă, nu m-a responsabilizat nimeni, pur și simplu așa am simțit eu că trebuie cumva cineva să fie mama în casă. <laughs> și am ales, a fost o alegere fără să-mi impună cineva. În fine, cert este că până la 9 ani am avut o copilărie și apoi o altă, alt da, da. altă Spiel, perioadă. Spielberg spunea într-un special, în, într-un interviu, și atunci am aflat am de cuvântul ăsta, care mi s-a întâmplat și mie de... de mic copil, mai ales cu responsabilitățile, despre această maturitate timpurie. Așa e. Care s-a da. întâmplat și celor din Auschwitz, sau mai mulți care și au pierdut părinții și asta rămâne o traumă până la adânj bătrâneție. Da, practic, nu mi-am trăit copilăria, exact. asemenea celorlalți. Exact. Am luat totul foarte în serios, din acel exact. moment. Nu pot să spun că am copilărit ca alții, n-am prea chiulit. Apoi mi-am văzut foarte, foarte tare interesul și interesul meu era să am carte ca să am parte și să-mi fac singură drumul și să-i ajut și pe cei dragi mie. Și așa s-a întâmplat. Asta nu înseamnă că eram plictisitoare nu, nu, sau vrătocilară. Chiar n-am fost. Chiar mi-am găsit în mine acele resurse de voieșie și de, de energie pozitivă, însă viața, pe ansamblu am luat-o în serios Mamă. pentru că m-a forțat să fac asta. Ai iertat-o pe mama ta? Mă înțelegi înțele la ce mă refer? Uh. N-am avut nimic de iertat. Nu, mă refer avut... la faptul că -a plecat la am plecat. Am fost certată cu Dumnezeu. <laughs> aici, aici, exact. Uh, era și greu pentru un copil să înțeleagă așa ceva. De ce o mamă atât de tânără și un om foarte bun? Mama era un om foarte. Bun bun, cu un suflet mare și frumos, un om frumos, talentat. Trebuie să plece atât de devreme și n-am găsit răspunsul la această întrebare, deși ai mei se chinuiau să găsească vreun răspuns valid, dar nu există o explicație până la urmă. Trebuie să spun însă, acum, la maturitate, faptul că pur și simplu n-aș fi fost același om dacă se întâmpla altfel. Nu știu, cred că e tendința noastră de a da un rost celor întâmplate, fie bune, fie rele, rostul a ceea ce s-a întâmplat în viața mea, sau ecoul pentru mine, a fost faptul că am devenit omul de azi. Poate că n-aș fi fost atât de responsabilă, atât de muncitoare, atât de dedicată, atât de sensibilă la anumite cauze care țin de soarta oamenilor din jurul meu, dacă eu însă n-aș fi trecut prin aceste traume. Timp de să mulțumesc frumos că ai împărtășit asta cu mine.